Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Iată titlurile serie. Edilul vrea ca angajații primăriei să fie remunerați după merite. În acest sens, va discuta cu oficialii de la București ca funcționarii care se ocupă de fonduri europene să primească salarii mai mari. Se reiau discuțiile despre separarea celor două secții ale Teatrului de Nord, de data asta la inițiativa consilierilor UDMR. Scene ruptă parcă din Vestul Sălbatic. Un adolescent a fost amenințat cu pistolul de către un băiat de 15 ani ce avea fața acoperită. Problema salariilor mici din domeniul administrației publice sătmărene va fi prezentată zilele acestea la București de edilul municipiului. De asemenea, acesta dorește să atragă atenția asupra unor investiții ce trebuie făcute în infrastructura orașului în domeniul social. Primarul dorește ca angajații care au responsabilități în implementarea proiectelor europene să aibă salarii mai mari. Acesta susține că nu toți angajații primăriei au salariul pe care îl merită conform cu munca pe care o prestează. Știți foarte bine că unii au salarii cât 10 polițiști locali. Deci 46 din poliția locală au salarii de 975 de lei, din care duc acasă 640 de lei și alții duc peste 10.000, adică peste 100 de milioane. Și nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect ca cei care lucrează la achiziții, la investiții și la proiecte europene, oameni care aduc milioane și milioane de euro în municipiu, să aibă un salariu de 1.200 și cer să... Și nu-i permis să facă nimic altceva decât să ocupe de aceste proiecte. În vizita la sala București, edilul dorește să prezinte autorităților abilitate și câteva propuneri de proiecte, printre care construcția celui de-al treilea pod peste Someș și a unui bloc pentru tinerii căsătoriți care nu au posibilități materiale. Proiectul celui de-al treilea pod, l-am depus la Ministerul Dezvoltării, acum aduc un studiu de mediu, care arată că este nevoie, datorită poluării și blocajelor celor două poduri, este nevoie de un al treilea pod și un studiu de circulație ca să putem susține implementarea acestui proiect și sperăm ca în perspectivă să începem să fim luați în calcul cu al treilea pod, respectiv acela care merge pe la Ștrand. Deci eu fac tot ce ține de mine să putem obține deschiderea finanțării. Bineînțeles, merg și cu alte proiecte, cu știți foarte bine, cu blocul de pe Ostrov, acela care va intra în reabilitare și va deveni bloc de locuințe pentru tineri, și cu proiectul pentru cartierul social. Sperăm să-l putem realiza și atunci să facem puțină curățenie în satul mare. Teatrul de Nord ar putea fi divizat în două instituții de cultură diferite printr-un proiect propus de consilierii UDMR, care se află începând de astăzi în dezbatere publică. Timp de 9 zile, toți cei interesați pot veni cu propuneri și sugestii în scris pe care le pot depune la registratura primăriei. Grupul de consilieri UDMR a inițiat un proiect prin care se cere divizarea instituției Teatrului de Nord în două instituții de cultură separate, cu administrare separată și cu structuri organizatorice diferite. Aceștia susțin că oricum există deja o separare și că proiectul se referă doar la o divizare de ordin tehnic. Cred că este vorba de un haos. Este vorba despre un haos temporar, pentru că acum e în plină mutare. Clădirea teatrului este în reabilitare și din această cauză s-a produs acest lucru. Dar, încă o dată spun, este o chestie absolut tehnică. Absolut tehnică, da? Deci nu se pune problema. Teatrul de Nord rămâne Teatrul de Nord. Se face o împărțire prin această divizare parțială a patrimoniului. Deci teatrul nu are în patrimoniu clădirea teatrului. Aparține municipiului, este în domeniul privat al municipiului, deci absolut va rămâne la fel, numai că vor exista două instituții dacă va trece acest proiect. Actualul director al Teatrului de Nord, Vasile Țăran, nu a dorit să-și exprime părerea. Pe de altă parte, directorul artistic al secției române susține că e oarecum grăbită această dezbatere publică, mai ales în această perioadă în care întreaga instituție este în reorganizare. Înțeleg, sper că în momentul în care se va întâmpla, vom colabora la fel, că doar suntem aceiași oameni. Un singur lucru mă miră și mă uimește puțin. Mi se pare o grabă, așa, o viteză. Chiar și dezbaterea asta, ci că se efectuează în 10 zile. O dezbatere publică. Mă rog, ne vom strădui și noi să informăm publicul ca să se poată exprima în cele 10 zile, dar atâta timp cât autoritatea și comunitatea consideră acest lucru trebuie să se întâmple, că acest lucru este în favoarea tuturor, absolut se va întâmpla. Nu avem nimic împotrivă ca dânsii să aibă personalitate juridică proprie. Acum, sigur că comunitatea decide dacă poate susține mai ușor două instituții decât una.
pentru că în momentul acela vom fi două instituții, nu una. Instituția Teatrului de Nord Satu Mare funcționează de 45 de ani cu două trupe, respectiv două secții. Cele două secții funcționează cu gestionarea administrativă și economică comună, ateliere, contabilitate, același director general, dar cu management artistic propriu și director artistic distinct. Rămâneți cu noi dacă vreți să aflați de la specialiști cum trebuie să aveți grijă de podoaba capilară. Un băiat de 16 ani a fost acostat în noaptea de vineri spre sâmbătă de către o persoană necunoscută în zona Piaței Titulescu. Aceasta avea fața acoperită cu o eșarfă și ținea în mâini un obiect ce părea a fi o armă. Oamenii legii au demarat imediat activitățile de identificare și depistare a persoanei, care la momentul producerii incidentului era însoțită de azi doi tineri de 17 și respectiv 19 ani, toți trei din municipiul Satu Mare. Polițiștii au constatat că persoana care l-ar fi acostat pe minorul de 16 ani e un băiat în vârstă de 15 ani care l-ar fi amenințat pe tânăr cu o armă din plastic de tip airsoft cu bilă din plastic. Arma nu face parte din categoria armelor care sunt supuse autorizării, fapt pentru care polițiștii au confiscat-o. Din fericire, tânărul nu a fost rănit. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare. Cei care își curăță terenurile agricole și ard resturile vegetale fără autorizație vor fi amendați. Atenționarea vine din partea Agenției pentru Protecția Mediului, care avertizează că persoanele fizice pot ajunge să plătească până la 6.000 de lei, iar persoanele juridice până la 50.000 de lei, dacă nu respectă legislația. Potrivit reglementărilor, deținătorii legali de terenuri nu ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația erboasă, fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. APM eliberează autoritățile necesare doar dacă solicitantul prezintă un act doveditor de la Direcția Fitosanitară Satu Mare privind prezența bolilor sau a dăunătorilor de carantină fitosanitară pe terenurile ce fac obiectul solicitării. Sancțiunile sunt și mai drastice pentru cei care dau foc vegetației în zonele destinate refacerii ecologice. Procesul în care fostul director al APIA Satu Mare, Viorel Pintea, este acuzat de luare de mită a continuat ieri cu o nouă amânare, și asta pentru că martorii citați nu s-au prezentat în fața instanței. Este pentru a doua oară când aceștia nu ajung să depună mărturia, astfel magistrații au decis citare cu mandat de aducere. Viorel Pintea a ajuns să fie cercetat după ce procurorii l-au prins în flagrant în timp ce a luat bani de la un fermier din județ. În viitorul apropiat, sătmărenii ar putea ști exact cât bacșiș trebuie să lase chelnerilor care îi servesc într-un restaurant, și asta pentru că acesta ar putea fi trecut direct pe bonul fiscal. Acest model este practicat în alte țări din Europa, chiar și în țara vecină, Ungaria. Sumele ar urma să fie impozitate ca venit obținut de chelneri și s-ar calcula cu un procent fix între 5 și 10% din valoarea consumației. Propunerea a fost trimisă deja Ministerului Finanțelor de vicepreședintele Consiliului Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Guvernul se pregătește de la anul să impoziteze și țigaretele electronice, adică produsele din tutun care prin încălzire emit un aerosol ce poate fi inhalat. Noua acciză, care va fi aplicată din ianuarie 2016, va fi în cuantum de 0,5 lei pe mililitru pentru lichidul care conține nicotină și de 384 de lei per kilogramul pentru tutunul conținut în produse din tutun încălzit. Localnicii din Lazuri au ajuns din nou în fața prefectului, de data aceasta cu o petiție pentru realizarea unui audit la primăria comunei. Cetățenii se plâng că, deși și-au construit case moderne, au ajuns să trăiască ca în evul mediu. Pe strada Petefi din comuna Lazuri, timpul parcă s-a oprit în loc. Chiar dacă și-au construit case moderne, locuitorii de aici se plâng că au parte de condiții de ev mediu atunci când ies pe stradă. Iese mizeria pe stradă. Apa septică curge în curte la oameni, inclusiv în căminele unde avem cotoarele de apă potabilă s-au umplut cu mizeria respectivă. Deci problema e încă de anul ăsta, din 2015, în ianuarie, mai fost niște probleme de genul ăsta. Și domnul primar și domnul viceprimar doar a fost rezolvat, mă rog, un tras de umăr. Iarna încă a fost cum a fost, că a fost trece, n-a fost pilosul respectiv. Dar acum copilul meu, nepoții vecinilor, umblă pe stradă, apa curge afară, iese. Nu l-a dezinfectat nimeni. E pericol de infecție. Timpul s-a oprit. Suntem împotmoliți în mizerie, în noroi, în dezastru. Locuitorii din comună se plâng că de fiecare dată atunci când plouă, strada se umple practic de apă și drumul devine impracticabil, iar copiii de multe ori ajung să meargă la școală purtând cizme de cauciuc.
Pentru că sesizările făcute la Edil nu au avut niciun rezultat, locuitorii au ajuns la prefect, căruia i-au înmânat o petiție prin care se cere un audit la nivelul primăriei comunei. Reprezentantul guvernului a declarat că se vor face verificări. Vom verifica fiecare cerere instituțiilor, vom face o comisie potrivit. Mai multe comisii, de fapt, de verificare. Să vedem și aspectele tehnice, construcția cu drumurile, ce s-a făcut acolo, adică cu canalizarea, și vom vedea și activitatea. Nu e pentru prima dată când locuitorii din Lazuri ajung la prefectură, nemulțumiți de modul în care este gospodărită comuna. Părul frumos cu vizită dese la salon se ține. Tratamentele profesionale nu doar că rezolvă diferitele afecțiuni ale scalpului, dar în același timp mențin firul hidratat, strălucitor și sănătos. Asta pentru că începând de la șampon până la diversele uleiuri, toate produsele sunt alese special pentru necesitățile clientelei. În plus, specialiștii se laudă acum cu preparate și tratamente revoluționare. Orice femeie își dorește să se mândrească cu un păr bogat, sănătos și luminos, dar pentru o podoabă capilară de invidiat e nevoie de multă atenție, iar înainte de a începe tratarea părului este nevoie de identificarea exactă a problemelor și deficiențelor de la nivelul firului și al scalpului. Avem o microcameră care mărește scalpul, firele de păr, rădăcinile firelor, pe urma căruia consultăm clienții. Folosim niște tratamente speciale terapeutice care sunt pe bază naturală pentru reechilibrarea stării naturale și optime a sănătății scalpului. După stabilirea diagnosticului, specialistul vă poate recomanda tipul de tratament indicat. Acesta poate fi de mai multe feluri, de construcție, de hidratare sau de luciu. Hair stiliștii spun că procedeile profesionale au efecte încă de la prima aplicare. Acest tratament se realizează foarte simplu. Este din șampon, mască, fiolă și se realizează cu aportul de căldură. În cazul nostru, noi am folosit placa. La sfârșit am folosit un condiționer care rămâne în păr, cât și uleiul de vârfuri la final pentru a da luciu și hidratare vârfurilor. Dacă nu aveți timp să treceți prea des pe la salon, dar nici nu vreți să vă neglijați cosițele, am aflat de la profesioniști câteva ponturi de îngrijire. O doamnă trebuie să folosească un tratament corect cu keratină și să și-l îngrijească, ori keratină, ori cu cisteină, ce recomandăm noi în anul acesta. Apoi recomandăm să aibă grijă cu un produs de bază de ulei de argan, să nu aibă parabeni sau să nu aibă clorură de sodiu și în primul rând, dacă găsește și produs organic, cred că e și mai bine pentru ea. Potrivit unui studiu recent, 7 din 10 femei se plâng de probleme ale pielii capului. Mai multe afecțiunile legate de căderea părului și chelire sunt considerate de ceva vreme boli sociale. În continuare, urmăriți grupajul de știri pe scurt. În condițiile unui cer senin, sătmărenii vor putea observa vineri o eclipsă parțială de soare. Potrivit specialiștilor de la Observatorul din București, fenomenul astronomic va putea fi cel mai bine văzut la noi în țară, chiar în regiunea de nord-vest, de unde se va putea observa și cu ochiul liber, deoarece lumina din jurul soarelui va fi diferită. Eclipsa va începe la ora 10:48 și se va termina după ora 13, cu maxim în jurul orei 11:56, când jumătate din discul solar va fi acoperit de lună. Sătmărenii vor fi învățați de Călin Teodor Roman despre cum trebuie să aibă grijă de sănătatea lor și cât de mult contează hidratarea dacă nu vor să se îmbolnăvească. Totul în cadrul unui seminar oferit gratuit de Tineretul Conservator chiar la sediul partidului, joi de la ora 19. Tema întâlnirii este legată de modul în care chiar și ziua de azi se poate opta pentru un stil de viață sănătos care să prevină îmbolnăvirile. Pe lângă discuțiile care se vor purta, participanții vor avea și posibilitatea de a intra într-o colaborare sub forma unui part-time job cu trainerul Călin Teodor Roman. În plus, în cadrul seminarului vor avea loc experimente practice legate de hidratare și se vor face și teste de apă. Președintele Tineretului Conservator, Valentina Ioana Pop, a declarat că a dorit să organizeze acest eveniment pentru ca sătmărenii să fie cât mai bine informați cu privire la importanța pe care ar trebui să o acorde stilului de viață și sănătății.
Ziua Irlandei este sărbătorită la Carei. De astăzi, vizitatorii castelului Caro pot învăța mai multe despre istoria, cultura, dar și peisajele mirifice ale țării prin intermediul a 10 fotografii. Instantaneele vor fi expuse timp de o săptămână. Acțiunea Ziua Irlandei face parte din proiectul Zilele Naționale ale Țărilor UE, promovat de Direcția de Cultură, care își propune astfel să informeze pe cetățeni cu privire la trecutul și cultura țărilor membre ale Uniunii Europene. Elevii de liceu și studenții sătmăreni sunt invitați să-și cunoască tradițiile și să ilustreze realitățile județului Satu Mare în cadrul celei de-a treia ediție a concursului de reportaje Iosif Țiproc. Evenimentul va avea loc luni de la ora 13 la Colegiul Național Mihai Eminescu. Reportajele pot să se axeze pe ilustrarea realităților cotidiene, pe evenimentele locale din județul nostru, dar și pe evocarea unor personalități sătmărene. Textele de minim 3 pagini vor fi transmise în format electronic până la data de 20 martie 2015 pe adresa de e-mail a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea a culturii tradiționale. Mai multe imagini, însemne și manuscrise vor fi expuse mâine în cadrul unui eveniment cultural organizat de Biblioteca Județeană Satu Mare. Prin expoziția fotodocumentară, însemnări și însemne de proprietate pe cărți vechi și manuscrise, se dorește promovarea și valorificarea fondului de carte veche și rară ce se află în patrimoniul instituției. Sătmărenii sunt invitați mâine la ora 14 să viziteze cartea veche și manuscrisele colecțiilor speciale care atestă circulația și valoarea cărții pe aceste meleaguri de-a lungul timpului și nu în ultimul rând preocupările pentru lectură ale intelectualilor din Sătmari și împrejurimi de-a lungul a mai multor sute de ani. Asociația Stea mobilizează comunitatea locală în lupta antidiscriminare a persoanelor aflate în dificultate. Sătmărenii sunt invitați să participe la o serie de evenimente publice care se vor desfășura în perioada 21-27 martie în scopul combaterii inegalităților sociale, a sărăciei și excluziunii prin cetățenie activă și solidaritate. În realizarea acestor activități sunt implicați 60 de copii și tineri, beneficiari ai programelor educaționale din cadrul centrului de zi al Asociației Stea, 30 de voluntari reprezentanți ai 26 de organizații și instituții membre ale grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale GPEX. Lansarea campaniei va avea loc sâmbătă de la ora 17:30 la Casa de Cultură a sindicatelor din Satu Mare. Urmează sport cu Florin Mureșan și meteo cu Raluca Jofi. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Olipoli e cu siguranță derbiul etapei de mâine din seria Vest a Ligii Secunde. Ambele formații sunt neînvinse în acest an și promit spectacol în partida ce se va juca la Satu Mare pe stadionul Olimpia de la ora 15. Antrenorul galben-albaștrilor e conștient de forța adversarului și vede în formația bănățeană cea mai bună echipă din serie. ACS Poli e principala candidată la promovare din serie și suntem conștienți că ne așteaptă un meci extrem de greu. Vom încerca să-i blocăm și să obținem maxim din duelul cu bănățenii, spune Tibicic, care va putea conta în partida de mâine pe serviciile fundașului Florin Mureșan și a mijlocașului Robert Wieland, ambii refăcuți după problemele medicale avute la meciul de la Oradea. Vor lipsi însă cadetul Ovidiu Bic suspendat și fundașul Marius Burlacu accidentat. Înainte de Olimpia, ACS Poli, antrenorul principal al timișorenilor, a remarcat că ne așteaptă un meci greu. Sătmărenii nu au pierdut acasă în acest campionat, obținând 6 victorii și 2 egaluri. Joacă mult mai bine acasă, își ia majoritatea punctelor de acasă, ceea ce e într-adevăr și cazul. Galben-albaștri dispunând în noul an de Metalul Reșița pe malurile Someșului cu 1-0, rezultat cu care trecea și spre finale sezonului de toamnă pe teren propriu de Mioveni sau Unirea Târlungeni. Tot cu 1-0 se încheia și recentul amical Poli Olimpia disputat pe Dan Păltinișanu cu o săptămână înaintea startului oficial al returului, rundă în care albnegrii au stat în tur. Poli a câștigat clar cu 3-0 disputa cu Olimpia. Alexa a mai spus că îl apreciez foarte mult pe antrenorul Tibicic, mi-a fost și coleg la Rocar la începutul decenului trecut și apreciez echipa Olimpia, o formație cu jucători cu experiență ca Sălăgeanu, Bujoro, Nicas, Selagia, dar și cu jucători tineri care acasă au un joc agresiv, știe ce vrea când joacă pe teren propriu. Olimpia n-a pierdut în 2015, remizând 2-2 cu Râmnicu Vâlcea și 0-0 sâmbătă la Oradea, între care s-a intercalat și victoria 1-0 cu Metalul Reșița. Poli a stat prima etapă, apoi a remizat 1-1 la Oradea cu FC Bihor, iar sâmbătă a câștigat 3 puncte la Masa Verde după retragerea prahovenilor de la Poiana Câmpina. Programul etapei de mâine cuprinde partidele Olimpia Poli Timișoara, Unirea Târlungeni, Metalul Reșița, Caransebeș, CSM Vâlcea și FC Olt, FC Bihor. Deși foarte ocupat cu marile proiecte de dezvoltare ale orașului, primarul Dorel Coica și-a făcut timp și pentru sport. Într-o conferință de presă, primarul Coica a dorit să felicite prestațiile și rezultatele bune obținute de secția de judo de la CSM Satu Mare. Primarul Dorel Coica a menționat faptul că în viitorul apropiat vor fi prezentate toate secțiile CSM-ului în conferințe de presă săptămânale, iar referitor la performanța, acesta a declarat că preferă să facă sport de masă cu copiii sătmăreni decât să plătească bani mulți pe străini. Chiar dacă este numit sport de masă, eu prefer să facem sport de masă în favoarea copiilor noștri și a tinerilor noștri de aici.
sunt de favoarea sportivelor străine care luau câte 4-5 mii de euro pe lună, plus cazare, masă, bilete de avion și alte, și alte, și alte, și alte. Deci... Și o să prezentăm în fiecare săptămână câte o ramură sportivă care face parte din clubul municipal. Vreau ca și sătmărenii să cunoască valorile noastre sportive. Da? De cealaltă parte, președintele Neagu a precizat că se mândrește cu această secție de judo, care a adus multe satisfacții pe plan sportiv. Vasile Fușle și Marian Hala s-au dorit să mulțumească primăriei pentru sprijinul acordat și speră să aducă rezultate și mai bune în acest an. Referitor la bilanțul secției judo, că au strâns anul trecut 41 de medalii, din care 19 la competițiile internaționale. În plus, judoca de la CSM, Cristian Bodălău, este în pole position pentru Jocurile Olimpice 2016 de la Rio de Janeiro. Acesta va participa și anul acesta la mai multe cupe mondiale și Grand Prix-uri pentru a acumula punctele necesare, însă e nevoie de bani mulți pentru deplasări și acreditări. Secția noastră a reușit să aducă un număr total de medalii 41. Este o performanță foarte bună. Medalii, dintre care medalii internaționale, 19 medalii internaționale și medalii naționale, 23 de medalii naționale. Bineînțeles, cea mai bună performanță a fost locul 3 diviziei A de seniori, care am confirmat și anul acesta, numai nu departe de săptămâna trecută, a avut loc finala campionatului național de seniori divizia A, unde am confirmat și performanța care am obținut anul trecut. Pentru 2015, pe lângă bronzul cucerit acum mai bine de o săptămână la senior, sportivii vor să câștige Cupa României, să cucerească medalii și la naționalele individuale, dar și clasări cât mai bune la etapele de Cupa Mondială din străinătate. Antrenorul Vasile Fușle a amintit faptul că rezultatele obținute la secția de judo de la CSM sunt unele fără precedent pentru această ramură la nivel de seniori. În plus, se lucrează și cu tineri doritori să practice judo, care deja au și obținut calificări la diferite finale naționale. Sigur, noi avem și grupe de copii, chiar vă invităm și să o să mai popularizăm, să fie cât mai mulți copii la antrenament. Avem foarte mulți copii, avem specialiști și trebuie să mergem înainte și să continuăm tot așa. Și cel mai mare obiectiv al nostru, având în vedere că am avut rezultate la campionatele naționale, internaționale, europene și mondiale, este Olimpiada, unde ar trebui să fim foarte mult sprijiniți. Sigur, un pic e cam târziu, dar sperăm să avem șanse reale la calificarea la Olimpiada. La final, primarul Dorel Coica a mai spus că joi se va întâlni la București cu oficialii Federației Române de Popice și Bowling pentru a discuta despre construirea unei săli cochete unde tinerii să practice sportul cu bila la Satu Mare. A doua etapă a returului campionatului de minifotbal de la Rania a programat câteva partide interesante. Derbiul Sentieriei Young Boys s-a încheiat cu victoria vice-liderului cu 2-1. Cele mai multe goluri s-au înregistrat la partida dintre No Name și colegii noștri de la Nord-Vest TV, 16 la număr, scor final 12-4 pentru Nord-Vest TV. La finalul partidei, jucătorul nostru Attila Mandi a vorbit despre acest retur și despre obiectivele echipei. A fost un joc bun, o repetiție bună pentru meciurile care urmează cu Sentieri și cu Roșalbaștri, că eu zic că cu acele echipe ne batem pentru un loc de a merge la un turneu final și eu zic că ăsta e cel mai important, să fim împreună din nou. După calcule, dacă v-ați făcut unele calcule, cam care ar fi poziția pe care o putem ocupa la final? Returului. Eu zic că este acel proverb cel mai simplu, bați pe toată lumea și ești pe primul loc, așa că noi mergem tot timpul la victorie și sperăm să ne iasă tot timpul. Noua achiziție de la Nord-Vest TV, Ciprian Rebegea, s-a arătat bucuros de faptul că s-a alăturat noi sale echipe. Mă bucur că am venit alături de acești băieți minunați. Chiar îmi face plăcere să joc împreună cu acești oameni minunați. Ai venit la o echipă care și sezonul trecut a fost acolo sus, cam care ar fi obiectivul tău pentru retur? Obiectivul meu ar fi să fim în primele două locuri, dacă se poate chiar primul loc, să câștigăm această ediție. Întrebat cum vede partea a doua a campionatului, organizatorul Adrian Huja vede echipa roșu-albastră cu prima șansă la titlu. Am început în forță, am avut și un derby în prima etapă. Roșu-albastri și-au confirmat statutul de lider. Au învins echipa Studenții la scor chiar. Și rest, tot așa, meciuri frumoase cu multe goluri. Roșalbaștri au stat în această etapă, dar rămân pe primul loc, podiumul fiind completat de Sentieri și Nord-Vest TV, la egalitate de puncte cu Young Boys și Frăția. Iată rezultatele etapei de luni. Oli 2011, Fortuna 0-3, Sentieri Young Boys 2-1, No Name, Nord-Vest TV 4-12, Maestrul Studenții 4-9, Oașu Frăția 1-5, iar Roșalbaștri au stat. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara! În unele capitale ale Europei și chiar în unele județe ale țării se cam strică vremea. Rămâneți alături de mine pentru a vă spune care vor fi minimele și maximele zilei de mâine.
În capitala Portugaliei, gradele sunt în ușoară scădere. Mâine se vor înregistra 17 grade și un cer acoperit de nori. În Madrid se anunță ploi și 11 grade. 19 grade vor fi mâine în Roma și în Paris, în Budapesta 12 grade, iar în München 16 grade. Lapoviță sub formă de ninsoare, anunță meteorologii pentru ziua de mâine în Cluj-Napoca, în Iași și în Constanța. În București, mâine, meteorologii anunță ploi, în rest, soare cam în toată țara. 3 grade se vor înregistra mâine în Brașov, 6 în Sibiu, 9 în Alba Iulia, în Sălaș și în Maramureș, în timp ce în Timișoara se vor înregistra 12 grade. Zero grade la noapte în județ, în Satu Mare, în care ești întâșnat, în timp ce în Negrești, Oaș, se va înregistra minus 1 grad Celsius. Și mâine vreme frumoasă în județ, însă grade mai puține decât astăzi. 10 grade vor fi în Carei, în Satu Mare și în Tășnad, iar în Negrești, Oaș, se vor înregistra 9 grade. Nu sunt șanse de precipitații. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine! Acestea au fost principalele informații ale serii. Ne revedem și mâine. Până atunci, să aveți o seară liniștită! Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilman.